Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! În ediția de astăzi a emisiunii Legal 100% vom discuta despre violența domestică. Nu este un subiect în legătură cu care să ne facă mare plăcere să discutăm, dar este foarte important să subliniem asupra unor lucruri. Astăzi vom încerca să răspundem multor întrebări venite din partea dumneavoastră, tocmai pentru că anul 2020 a însemnat și o criză, să spunem așa, o explozie de altfel a numărului de cazuri de violență în familie pe această perioadă, pe perioada pandemiei. Mai exact, polițiștii au emis aproape 6500 de ordine de protecție provizorii în acest an. Jumătate dintre acestea au fost transformate în ordine de protecție de instanțele de judecată. 354 de infracțiuni de nerespectare a acestui ordin au fost sesizate în toată această perioadă și în ceea ce privește autorii faptelor violente, se pare că 4882 sunt bărbați, într-o proporție de 96%, 147 sunt femei și sigur există și un număr de 11 minori. O să încercăm astăzi să vă furnizăm cât mai multă informație în legătură cu acest ordin de protecție care vă poate pune cumva la adăpost. Dar mai mult decât atât, este important să conștientizăm că odată ce apare o astfel de problemă, ea trebuie cumva rezolvată. Nu este în regulă ca o femeie să fie bătută de către soț, nu putem să mergem pe principiul bătaia este ruptă din rai. Haideți să încercăm să trecem peste toate aceste preconcepții și haideți să înțelegem care ne sunt drepturile, sigur, și obligațiile corelative. Pentru a răspunde cât mai multor întrebări, am invitat-o astăzi alături de noi prin intermediul platformelor online și de această dată pe doamna avocat Gabriela Groza, care este și psiholog, așadar întrunește tot ceea ce avem nevoie mai cu seamă în această discuție. Bună ziua, doamna avocat! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră! Bună ziua! Spuneam eu că a fost un an dificil, sigur, din foarte multe puncte de vedere, dar iată că și din acesta a crescut numărul cazurilor de violență în familie. Sigur, la un prim gând ne-am putea duce cu mintea la faptul că foarte multă lume a stat pe perioada stării de urgență mai cu seamă împreună. Lucrurile s-au accentuat dacă a existat deja un conflict acolo, astfel că în felul acesta cumva putem justifica, cred, numărul acesta mare, explozia aceasta numărului de cazuri. Foarte multe întrebări de la telespectatori și de aceea o să vă rog pe dumneavoastră astăzi să încercați să ne răspundeți la cât mai multe dintre ele. Pentru început v-aș întreba dacă în acest moment, din punct de vedere juridic, avem un cadru special pentru violența în familie. Da, eu apreciez că este un cadru special. În primul rând este bine reglementat. Este vorba de legea 217 din 2003. Toate și pe măsură ce s-a îmbunătățit legea, pentru că din 2003 și până în prezent au intervenit multe modificări, dar toate reglementările actuale ne permit să luăm măsuri ferme. Trebuie doar să vrem să facem acest lucru și să avem toate dovezile necesare, pentru că acesta este un lucru destul de sensibil pe care poate că o să-l abordăm. Așa este. Eu am dat aici niște date statistice, dar dumneavoastră și din postura de psiholog ne puteți probabil confirma ceea ce voi spune eu acum. Numărul cazurilor este mult mai mare. Acestea sunt doar cazurile evidențiate, cele care au ajuns la poliție, să le spunem așa. Din păcate, foarte multe femei, mă voi referi în speță la ele, pentru că se pare că într-un număr covârșitor ele sunt victimele violenței în familie, ascund acest lucru. Cumva încercăm să abordăm asta și psihologic toată această problemă și să transmitem mesajul care trebuie să ajungă la aceste femei. Multe dintre ele, poate chiar în acest moment în care noi vorbim, suferă din această privință. Sunt trei motive pentru care au crescut cazurile din punctul meu de vedere. Unul bun și două mai puțin bune. Cele mai puțin bune sunt unul pe care l-ați menționat și dumneavoastră, legat de faptul că
stăm mai mult acasă împreună cu toții și asta poate genera un conflict, presupune adaptare, presupune să îți modifici anumite obiceiuri pe care le aveai sau anumite tensiuni pe care le evitai prin distanțare. Al doilea este legat tot de situația în care ne aflăm și anume faptul că este foarte multă incertitudine și oamenii reacționează uneori și cu violență la incertitudine, incertitudine financiară, incertitudine cu privire la locul de muncă, anxietate cu privire la toată situația aceasta de sănătate, iar violența apare uneori ca și reacție la anxietate, la incertitudine. Acestea ar fi motivele mai puțin bune. Motivul mai bun sau motivul corect pentru care cresc numărul acestor ordine de protecție emise e legat de faptul că oamenii sunt puțin mai obișnuiți cu această procedură și față de anul 2003, când a apărut legea violenței domestice, în prezent de câțiva ani încoace se constată o creștere a celor care solicită ordine de protecție. Ceea ce e bine, pentru că și în urmă cu ceva vreme existau acte de violență, unele foarte frecvente, dar nu erau semnalate. Deci partea bună este că se semnalează mult mai mult din violența care apare oricum în familie. Victimele așadar înțeleg mai bine drepturile pe care le au și încearcă să țină cont de ceea ce ar putea face, dar tot așa vă întreb, tot în calitate de psiholog, credeți totuși că această stare de pandemie a putut fi determinantă pentru apariția, pentru debutul, să zicem, unei violențe în familie sau tot aceste cazuri sunt aceleași care oricum erau și până la apariția pandemiei, aceiași soți violenți, doar că cumva s-au acutizat și poate că victimele au făcut mai multe sesizări în această perioadă, totul fiind, sigur, dus la extrem. Da, noi din punct de vedere așa al analizei psihologice nu vorbim de un factor determinant, pentru că nu este o legătură chiar de cauzalitate, dar favorizant, da. Adică e o perioadă care favorizează expunerea vulnerabilităților. Vulnerabilitatea există în persoană. Vulnerabilitatea de a fi violent în anumite situații, de a nu-și gestiona emoțiile, de a nu-și controla comportamentele. Iar în situații de criză, în situații de incertitudine, în situații în care pierzi puțin controlul pentru că suntem într-o astfel de stare de ceva vreme și pe unii a afectat foarte tare, aceste vulnerabilități ies mai ușor la suprafață. Cumva în acest cadru a judecat lucrurile, nu determină. O persoană care este complet non-violentă nu o să devină violentă, indiferent cât va dura această pandemie. Asta am vrut să subliniez, să știți. Da, așa este. Doar o persoană care are acolo aceste vulnerabilități, această predispoziție spre a comite comportamente violente, e foarte posibil ca într-o situație de criză să fie favorizate aceste predispoziții. Și așa cum s-a spus, da, femeile sunt, sigur, victime mult mai des ale violenței domestice, sunt și bărbați care sunt victime ale violenței domestice, dar în aceeași măsură sunt foarte mulți copii și foarte mulți bătrâni, de multe ori uităm de categoriile acestea, dar la fel de bine și un copil poate să fie violent cu părinții sau cu bunicii și vorbim tot de cazuri de violență domestică. Doamna avocat, haideți să încercăm să vorbim puțin mai mult despre acest ordin de protecție, tocmai pentru că unul dintre scopurile emisiunii este acela de a îi face pe cei care ne urmăresc să conștientizeze drepturile și obligațiile pe care le au. Iată, acest ordin de protecție vine ca un ajutor, sigur, el există de ceva timp, dar așa cum spunea și dumneavoastră, poate e conștientizat mult mai bine de ceva vreme. Ce este așadar acest ordin de protecție? Cine îl poate cere? Foarte multă lume întreabă dacă doar victima este cea în măsură să-l ceară sau știți foarte bine în cazurile în care acest conflict este auzit și de vecini sau poate alți membri ai familiei care sunt mai curajoși sau doresc să rezolve problema mai repede decât victima, care sigur este influențată de tot felul de factori, ar putea să facă un astfel de pas? De principiu trebuie să fie cerut de victimă sau, bineînțeles, de reprezentantul legal dacă vorbim de persoane care sunt puse sub interdicție sau persoane minore. Dar în momentul în situația în care spuneți că ar fi vorba de vecini care asistă la violențe repetate, vecinii pot oricând să facă un denunț sau să depună o sesizare la poliție sau să cheme poliția ca să se rezolve situația respectivă, în moment în care poliția prin agenți îi pune în vedere victimei că are această posibilitate de a cere emiterea ordinului de protecție.
La fel cum și dacă se depune o cerere în fața unei instanțe de judecată, chiar și de emiterea unei ordini de protecție și este depusă de o persoană care nu are această calitate, de, nu este victima violenței respective, dacă este citată și este citată victima violenței, aceasta poate confirma sau nu cererea de a se emite un ordin de protecție împotriva agresorului. Dacă vorbim de persoane adulte, persoane care au capacitatea de a decide asupra acestor lucruri, dacă vorbim de copii, bineînțeles că oricine poate să sesizeze, inclusiv un vecin poate să sesizeze Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și se pot lua măsuri în felul acesta sau prin poliție, chiar împotriva voinței părinților, dacă, să spunem, unul dintre părinți nu este de acord pentru că celălalt părinte este agresorul și n-ar vrea să facă nimic de genul acesta în familie. Dar apropo de copii, de regulă când există un astfel de caz de violență domestică și există și copii în căsnicia respectivă, sunt implicați și copiii în acest conflict. Se poate cere ordin de protecție separat față de copii? De regulă se cere ordin de protecție fie împotriva mea ca și victimă singură, fie împotriva mea ca și victimă plus copiii minori. Acum, în măsura în care se pot proba anumite violențe împotriva copiilor, ordinul va fi dat și față de minori. Aceste violențe împotriva copiilor nu trebuie să fie violențe directe. Și dacă tatăl agresează mama în fața copilului, este o violență împotriva copilului. Deci nu mă refer la o violență directă asupra corpului copilului. Dar dacă copilul, prin ceea ce face agresorul, are de suferit, fie pe natură fizică, fie pe natură psihologică, fie într-un alt fel, atunci poate fi și el protejat și ordinul de protecție se emite atât împotriva persoanei adulte cât și împotriva minorilor. Sunt și situații însă, și am întâlnit și astfel de situații în instanță, în care chiar dacă erau cereri formulate în acest fel, instanța de judecată a hotărât să emite ordinul de protecție doar împotriva agresorului, doar față de adult, doar față de soție, să spunem, și nu și față de copii. Spunem că era vorba de copii puțin mai mari, că nu s-au petrecut violențe în fața lor, că nu au fost în vreun fel sau altul afectat de ceea ce s-a putut proba în fața instanței și s-a apreciat că nu se impune asta. Și de asta spuneam că este sensibil, pentru că și ordinele de protecție, până la urmă, sunt o procedură care trebuie să respecte toate normele, inclusiv cele privind probele, și nu poți să emiți un ordin de protecție dacă nu poți proba violența. Deci este un aspect destul de important. Așa este. Doamna avocat, legea vine într-adevăr și pune la dispoziția victimelor acest ordin de protecție, această posibilitate de a apela la un ordin de protecție. Blocajul însă apare acolo în acea perioadă. Să presupunem că victima decide să facă acest pas, să ceară un ordin de protecție. Totuși există o perioadă de timp în interiorul căreia trebuie să fie rezolvată, soluționată această cerere. Perioadă în care agresorul poate afla de acest demers al victimei. Acolo cred că se întâmplă un blocaj de frică cumva la nivelul victimei. Cum ar trebui să procedeze pas cu pas sau cât durează totuși să se soluționeze de la momentul în care se ia decizia, se înaintează cererea și se emite ordinul de protecție? S-a rezolvat parțial această problemă. Într-adevăr, până în urmă cu aproximativ 2 ani, cred, nu exista ordinul de protecție provizoriul, dar acum există. Ce înseamnă acest lucru? De principiu, acel ordin de protecție la care ne referim cu toți este cel emis de judecător în urma unei judecăți în fața instanței, e vorba de o instanță civilă, care poate emite acest ordin de protecție pe o durată de cel mult 6 luni. Într-adevăr, în trecut exista această problemă pentru că depuneai o cerere la judecătoria de care țineai tu, indiferent din ce oraș sau sat făceai parte, și durau aproximativ 70, până la 72 de ore să se soluționeze. Uneori se întâmpla tot operativ în 24, dar alteori până la 72 de ore așteptai până se dădea soluția. Poate erai chemat doar a doua zi în instanță și mai dura puțin. În schimb, în prezent, reglementarea din legea 217 ne ajută mult mai mult, pentru că polițiștii pot să emită ordine de protecție provizorii. Asta înseamnă că dacă sun acum la poliție
și se deplasează o echipă la fața locului și constată că s-au întâmplat acele violențe. Ce se întâmplă mai departe este că suntem duși la secție amândoi, și eu, să zic, victimă și agresorul. Printre altele, trebuie să completez un formular care se uită la riscul violenței. În baza acelui formular, care vizează niște criterii stabilite, polițistul poate să emită un ordin de protecție provizoriu pe o durată de 5 zile, durată care acoperă exact acea perioadă până când se poate soluționa cererea noastră în instanță. Adică îi spune victimei, ai posibilitatea să se emită acest ordin de protecție, se emite pentru o perioadă de 5 zile, dacă evident sunt probate acele violențe, iar în acest timp, acesta este formularul pe care trebuie să-l completezi, să-l duci la judecătorie, este o procedură netaxabilă, adică nu se plătește o taxă judiciară pentru asta, este gratuită, nu trebuie plătit pentru ea. Și instanța de judecată în 72 de ore maxim poate să soluționeze ordinul de protecție. Deci, practic, în prezent, victima, avem suficient de multe reglementări ca victima să fie protejată din momentul în care ajunge poliția și până când se emite ordinul de protecție. Totul este să știm acest lucru, să știm că este posibil și să-și facă treaba fiecare cu această informare a victimei, că evident o persoană care sună la poliție nu știe care sunt toate posibilitățile care le-ar avea în situația violenței. Așa este, iată de ce încercăm și noi să subliniem asupra acestor aspecte. Totuși, ce măsuri se pot lua prin ordinul acesta de protecție față de agresor? Sunt foarte multe, să spunem, cazuri în care cei doi, evident, locuiesc în același loc și e destul de dificil ca de pe o zi pe alta să se schimbe lucrurile. Și atunci, cumva, bănuiesc că e o distanță impusă, dar dincolo de asta, oamenii întreabă, de exemplu, dacă instanța poate obliga agresorul la întreținerea sau chiria locuinței în care stau victima și copiii săi, tot prin intermediul acestui ordin de protecție, sau să urmeze consiliere psihologică în cazul în care se dovedește faptul că ar avea nevoie de așa ceva. Da. Se poate. În primul rând, aș vrea să mai lămuresc încă un aspect. Atunci când vorbim de ordine de protecție și de violența împotriva, violența în familie, violența domestică, nu ne referim doar la membrii de familie care sunt căsătoriți sau ascendenți, descendenți, adică copii, mamă, tată, ci ne referim inclusiv și sunt asimilați în această lege la partenerii de viață, la foștii parteneri, chiar dacă au locuit sau nu împreună, la rudele foarte apropiate a foștilor parteneri, adică la relațiile care sunt cumva în sens larg asimilate familiei. Ăsta e un prim lucru pe care trebuie să-l știm, că nu trebuie să fim căsătoriți, nu trebuie neapărat să locuim împreună, avem posibilitatea să beneficiem de această procedură. Al doilea lucru, din nou foarte important, este că violența nu este doar cea fizică cu care suntem foarte obișnuiți. Violența nu înseamnă doar bătaie. Și în legea 217 este foarte bine reglementată, spun eu, violența și toate actele care pot să constituie violență, de la violență fizică, verbală, sexuală, psihologică, religioasă, violență cibernetică cu tot ce se întâmplă și presiunea pe care poți să o pui prin intermediul rețelelor de socializare asupra cuiva. Adică sunt foarte multe forme de violență. Nu înseamnă că trebuie să sufăr de o bătaie cruntă ca să cer un ordin de protecție. Acesta este și motivul pentru care și măsurile care se pot lua prin ordinul de protecție nu sunt toate de aceeași gravitate sau nu limitează toate la fel de mult. Pentru că, să spunem, dacă primesc mesaje care mă fac să mă simt umilită prin rețelele de socializare și care mă fac să simt presiune asupra mea că se vor distribui sau se vor publica anumite imagini cu mine pe care nu mi le doresc. Nu e nevoie ca judecătorul să ia toate măsurile împotriva agresorului, de exemplu, de distanțare socială. Poate persoana care îmi face astfel de agresiune asupra mea este în alt oraș și nici nu are intenția să vină. Drept urmare, măsurile trebuie și sunt luate în raport cu agresiunea care a fost efectiv făcută. De aceea sunt foarte diverse. De la păstrarea unei distanțe minime față de victime sau față de locul de muncă acestora sau față de școala copiilor, dacă sunt la școală sau la grădiniță. De la evacuarea persoanei agresive din locuință, chiar dacă este locuința proprietatea persoanei agresive.
agresorului. Se poate dispune evacuarea sau inclusiv reintegrarea copiilor sau a mamei, dacă vorbim de o femeie victima violenței domestice, în locuința de familie, chiar dacă agresorul i-a scos afară. Inclusiv programele acestea de consiliere sau de terapie, inclusiv în zona de dezalcoolizare sau de intervenție pe zona aceasta de dependență de substanțe, pentru că uneori și nu sunt puține cazurile în care violența se întâmplă pe fondul consumului de alcool și recunoaște asta și agresorul și atunci nicio problemă, recunoști, dar trebuie să faci ceva în această direcție, până la reguli de care presupun să nu mai comunici în niciun fel cu victima, nici direct, nici indirect, nici prin alții, nici prin mesaje, nici în nicio variantă. Ca sau să chiar, lași... și, chiar și plata, de exemplu, a cheltuielilor de spitalizare în cazul în care victima are nevoie de așa ceva? Sigur, astea pot să fie de asemenea obligații care pot cădea în sarcina agresorului. Nu neapărat sunt de protecția victimei, ci mai degrabă de repararea consecințelor. Dar sunt foarte multe aceste măsuri care se pot lua de către instanță, măsurile de protecție și avem reglementare legală pentru asta. Totul este să putem proba că acea violență a avut cu adevărat loc și că este de gravitatea care necesită astfel de măsuri. Pentru că trebuie să spun și asta, ca să fim corecți până la capăt, că sunt și situații în care se cer emiterea unor astfel de ordine de protecție fără să fie la modul real întemeiate. În urma unor certuri pe care le au părțile, în urma unor culpe comune și se știe cumva că există această posibilitate și instanțele pe bună dreptate uneori resping aceste ordine de protecție. De aceea este atât de importantă dovada, da? Să aduce dovezi în legătură cu ceea ce ceri. Pentru că timpul trece foarte repede și avem atât de multe întrebări. Acum o să vă pun cumva trei întrebări într-una singură și aștept răspunsul, după care va trebui să încheiem. Ce se întâmplă dacă agresorul nu respectă ordinul de protecție și dacă împotriva aceleași persoane se poate de mai multe ori lua o astfel de măsură, respectiv ordinul de protecție, și dacă se ia de mai multe ori, e considerat cumva recidivist și asta poate avea consecințe asupra, să spunem, măsurilor să fie mai grave? Măsurile impuse? Bun. Deci, în primul rând, ordinul de protecție este o procedură civilă, nu una penală. Asta înseamnă că este judecat de o instanță civilă și niciun ordin de protecție nu va apărea într-un cazier și nu constituie antecedente penale. Sunt măsuri de protecție, nu sunt pedepse care le acordăm sau care le dăm agresorului. Asta înseamnă că nu putem vorbi de recidivism în acest sens de natură penală, să-ți apară în cazier sau să se rețină o stare de recidivă. Rațiunea pentru care s-a considerat că trebuie să fie judecată de instanța civilă sunt tocmai relațiile de familie. De foarte multe ori ne este greu să facem ceva împotriva soțului sau a copilului sau al tatălui și să-i facem chiar dosar penal sau plângere penală, poate ar fi un pic cam greu din punct de vedere emoțional pentru noi să ne asumăm asta. Poate vorbim de un tată, un soț sau un copil care are o pedeapsă penală cu suspendare și noi, dacă îi mai depunem o plângere pentru violență, s-ar putea să se revoce și să meargă direct în închisoare. Nu vrem să ne asumăm asta. Drept urmare, tocmai ca victima să aibă mai mult curaj să apeleze la această procedură, s-a considerat că este suficient să fie o procedură civilă. Asta nu înseamnă că pe lângă procedura civilă de emitere a unui ordin de protecție nu se poate depune și plângere penală și agresorul să răspundă penal pentru violențe, pentru infracțiunile pe care le-a făcut, pentru amenințare, pentru lipsire de libertate, pentru toate restul. Dar doamna, nu este obligatoriu. Avocat, din păcate nu mai avem astăzi timp, dar vă dați seama câte întrebări au rămas fără răspuns deocamdată. Vă mulțumesc tare mult pentru lămuririle pe care ni le-ați oferit astăzi. Aflăm așadar ce riscă agresorul dacă nu respectă ordinul de protecție într-o ediție viitoare, acolo unde vă aștept cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că și astăzi ne-ați urmărit. Până data viitoare, numai bine!